Iubiți credincioși, vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 15 octombrie, din prologele Sfântului Nicolae Velimirovici, de la Ohrida. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, sinaxar 15 noiembrie. Pomenirea Sfinților Mucenici Gurie, Aviv și Samona. Sfinții Gurie și Samona au fost cetățeni de frunte a Edesei. La vremea unei prigoane contra creștinilor, ei s-au refugiat în afara cetății și au trăit în postiri aspre și rugăciune, sfătuindu-i pe creștinii care îi căutau să facă totul spre a nu se lepăda de sfânta credință. Ei însă, la urmă, au fost prinși și duși înaintea judecătorului, care i-a amenințat cu moartea dacă nu se supun edictului imperial, care poruncea închinarea la idoli. Acești sfinți mucenici au răspuns judecătorului așa: Nu vom pierde, nu vom pieri. Nu vom pieri chiar dacă ne vom supune acestui edict, chiar dacă tu ne vei ucide. După torturi bestiale, ei au fost aruncați în temniță, unde au zăcut în frig, acoperiți de răni, înfometați, din prima zi a lunii august până în a 10-a zi a lunii noiembrie. Ei au fost apoi scoși din temniță și torturați iar, nevoind în niciun chip să se lepede de ortodoxie. Ei au fost apoi osândiți la moarte și decapitați la anul 322 sub domnia râului împărat Licinius. După oarecare vreme a luat mucenicia și diaconul Aviv, care era din aceeași cetate. El a fost torturat bestial și săvârșindu-și prin foc sfânta viața lui. S-a încununat. Maica lui a scos apoi din cenușă trupul lui intact și l-a îngropat cu cinste, în mormântul unde se aflau moaștele Sfinților Mucenici Gurie și Samona. Încetând prigoanele, creștinii au ridicat deasupra mormântului acestor Sfinți Mucenici, Gurie, Aviv și Samona, o slăvită biserică, așezând într-o singură raclă moaștele lor sfinte făcătoare de minuni. Din minunile cele multe care s-au lucrat prin ele, vom povesti aici mai cu seamă una uimitoare. O femeie cinstită și văduvă din Edesa avea o fiică foarte frumoasă, pe care un oarecare soldat imperial got de neam osilea să-i o dea de soție, jurându-se că se va purta bine cu ea odată ajuns în țara lui. Femeia însă se temea pentru siguranța fiicei ei în această țară îndepărtată și nu prea dădea crezare cuvintelor soldatului got, care zicea că este bărbat liber și necăsătorit. De aceea l-a obligat pe got să jure pe mormântul Sfinților Mucenici, Gurie, Samona și Aviv, că se va purta bine cu fiica ei. Luându-i pe Sfinți Chezași pentru făgăduința lui. În realitate, gotul mințea, căci în țara lui el avea femeie, era căsătorit. De aceea, îndată ajuns acolo, el a făcut-o pe tânăra din Edesa sclavă femeii lui. Aceasta însă a murit după puțini ani, iar gotul a îngropat-o și pe tânără de vie, în mormântul în care zăcea hoitul femeii lui. Tânăra s-a rugat cu lacrime amare Sfinților Trei Mucenici, Gurie, Aviv și Samona, să o scape de moartea cumplită a acelei vieți. Atunci în mormânt s-au arătat înaintea tinerii cei trei slăviți mucenici, care în clipeala ochiului au dus-o din pământul goților în cetatea Edesa și au așezat-o chiar în sfântă biserica lor. Venind în zorți, creștinii la rugăciune au aflat-o pe tânără înăuntru, pe care o știau măritată în pământ străin,
și au ascultat istoria ei și au preaslăvit pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții lui. În istoria mai pe largă acestei minuni, se scrie că pe văduvă o chema Sofia, iar pe fica ei Eufimia. Eufimia a ajuns însărcinată în țara Gotului și născându-i se pruncul, i-a fost omorât în fașă de câte femei a Gotului, care o îndepărta mereu pe Eufimia la treburi grele, ca pe o sclavă. Dar puțin ani de la săvârșirea minunii mucenicilor, iar a fost nevoie de trupele imperiale la Edesa și astfel ticălosul Got s-a aflat iarăși în casa Sofiei, căreia spre jur fiind i-a zis că Eufimia se află bine și că are un fiu. El a fost atunci dat pe față înaintea întregului popor al cetății și a multor alte autorități seculare și eclesiastice. El a fost fără milă condamnat la moarte de către guvernatorul Edesei și executat în ciuda faptului că episcopul locului a cerut comutarea pedepsei. Minunea sfinților mucenici Gurie, Samona și Avip s-a însemnat cu deamănuntul în cronica bisericii. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Elpidie, Marcel și Eustochie. Aceștia au luat mucenicia pentru Hristos în vremea lui Iulian Apostatul. Elpidie a fost senator, privind la mucenicia lui 6.000 de păgâni au crezut în Hristos, Dumnezeu și Mântuitorul. Tot în această zi, prăznuirea preasfintei icoane a preasfintei născătoare de Dumnezeu de la Cupiachii. Această sfântă icoană s-a arătat mai întâi unei fecioare cu numele Ana, din satul Cupiatici, din ținutul Minsk, la anul 1182. Pe când își păștea turmele, Ana a văzut lumină mare în pădure. Apropiindu-se de acea lumină, i-a văzut un copac cu o cruce potrivit de mare, pe care era închipuită icoana preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ana a luat crucea și a dus-o în casa ei, după care s-a dat toți la turme. Dar spre marea ei uimire, ea a văzut crucea agățată înapoi la acel copac din pădure. Ea a luat cu mare băgare de seamă și a băgat-o în sân, ducând-o să o arate tatălui ei. Dar vrând să o scoată spre a-i o arăta, a văzut că ea nu mai este. Ea atunci a povestit totul tatălui ei și au mers împreună la locul acela din pădure. Crucea era acolo, pe copac, purtând pe ea chipul preasfinte născătoare de Dumnezeu. I-a luat Sfânta Cruce și a dus-o din nou acasă, dar ea din nou a dispărut. Atunci tatăl și fiica au alertat întregul sat și toți sătenii s-au dus la locul acela din pădure și s-au închinat sfintei și făcătoare de minuni Cruci a Domnului. Poporul a zidit aici o sfântă biserică la locul acela din pădure, la care s-au arătat mulțime de minuni prin puterea Maicii Domnului, a cărei icoană era închipuită pe acea sfântă cruce. Aceasta se află acum la Biserica Sfintei Înțelepciuni a lui Dumnezeu din Kiev, adică la Biserica Sfânta Sofia din Kiev. Cântare de laudă la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. O preasfântă născătoare de Dumnezeu, a Domnului Mireasă, Tu e scaun al Domnului Iisus Hristos Dumnezeu, Tu pre Domnul Slavei l-ai purtat într-un tine, Tu ai născut pe acela a cărui omenire moartă a înviat. El lumea a răscumpărat-o prin a lui trup și sânge, El și pre tine, Fecioară, și pre sine pururea proslăvind, de-a ta mare slavă, a ta mare slavă negrăită este în ceruri, unde șezi tu, prea curată Maică, de-a dreapta lui Hristos Dumnezeu, ale slavei tale raze pe pământ se coboară și luminează noaptea celor credincioși. O slavă ție a Domnului nostru Maică, slavă ție pururi casa lui Dumnezeu. Cugetare, adesea Dumnezeu dă biruință strălucită în războaie, făcătorilor de pace, Sfântul Împărat Justinian al Bizanțului și Sfântul Rege Ștefan de la Decianii sunt două exemple strălucite care atestă acest adevăr.
După moartea tatălui lui, Sfântul Rege, după moartea tatălui lui, regele Milutin, Sfântul Rege Ștefan și-a scos bandajele de la ochi și a fost proclamat cu bucurie rege de către tot poporul sârb, de către oameni simpli și nobili. Cu toate acestea, Constantin, fratele lui mai mic după tată, cel născut din tatăl său și Simonida, s-a ridicat cu armată împotriva lui, iar Ștefan i-a trimis acestui frate următoarea scrisoare. Ai auzit de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o prin mine, cum mi-am recăpătat vederea ochilor, că după 5 ani Sfântul Ierar Nicolae a redat ochii care scosese tatăl său. Purtarea lui de grijă toate le lucrează spre bine, a lui fie slava în vecii vecilor, amin. Milostivindu-se Domnul de mine, am moștenit și tronul părinților mei, spre a păstori cu frică poporului lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu și cu dreptate, după pilda moșilor și strămoșilor mei. De aceea, leapă-te și tu răul pe care vrei să-l faci și vino la noi, spre a cârmui cum se cuvine împreună. Vei fi primul după mine legat, așa cum se cuvine unui frate al meu mai mic. Nu te mai uni cu străinii împotriva fratelui și sângelui tău. Mare este țara noastră, ea poate să ne încapă pe amândoi. Cunoaște că eu nu sunt Cain, ucigaș de frate, ci sunt prieten, sunt al lui Iosif, iubitorul de frați, ale cărui cuvinte, cu ale cărui cuvinte îți răspund. Iată, voi ați uneltit împotriva mea rele, dar Dumnezeu le-a întors mie spre bine. Facerea, capitolul 50, versetul 20. Astfel a scris Sfântul Rege Ștefan de la Decianii, dar Constantin, fratele mai mic, a disprețuit cuvintele fratelui lui. De aceea l-a pierdut cu rușine războiul și l-a pornit asupra lui. Învins a fost și Vladislav, fiul lui Dragutin, un alt pretendent la tronul sârbesc. Mihail Șișman însă, căpetenia bulgarilor, a fost cel mai acoperit de rușine dintre toți. Acestea Ștefan, Sfântul Ștefan de la Decianii a scris, cugetă și la înțelesul iubirii creștine și potolește-ți mânia, lasă dragostea să domnească între noi, așa cum a domnit și între părinții noștri. Încetează să mai fii vărsător de sânge creștinesc. Întoarce armele tale împotriva dușmanilor crucii, iar nu a purtătorilor ei. Adu-ți aminte de înfricoșătoarea judecată, la care vei avea de dat seamă pentru sângele nevinovat ce l-ai vărsat. Și să știi, cine răpește bunul altuia, îl pierde și pe al său. Mihail, regele bulgarilor, însă a râs de această înțeleaptă epistola Sfântului Rege Ștefan și de aceea a pierdut cu răsune bătălia de la Velbust la anul 1330, căci Dumnezeu este de partea celor drepți, nu de partea celor puternici. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata zidire a lumii, facerea capitolul 1, la cum Dumnezeu a zis să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape, la cum a despărțit El apele cele de sub tărie și cele de deasupra tăriei și la cum tăria a numit-o cer. Predică despre înțelepciunea lui Dumnezeu, cea care se face cunoscută puterilor cerești. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, să se facă cunoscută acum prin biserică, începătorilor și stăpâniilor celor din ceruri. Efeseni, capitolul 3, versetul 10. Fraților, sunt îngerii lui Dumnezeu atotcunoscători? Nu, nu sunt. Căci dacă ar fi astfel, ar fi Dumnezeu. Dumnezeu este unul, fraților, iar Sfinții Îngeri sunt frumoșii Lui slujitori. Dumnezeu unul este, fraților, iar Sfinții Lui sunt frumoșii Lui slujitori. Mai înainte ca ea să se săvârșească taina întrupării, nu a fost cunoscută nici măcar de îngeri. Necunoscute le-au rămas îngerilor și toate celelalte taine care stau în legătură cu taina întrupării, până când nu le-au fost descoperite lor prin biserică. Prin urmare, biserica lui Dumnezeu este
Ea însăși o descoperire dumnezeiască pentru Sfinții Îngeri. Biserica este noua descoperire dumnezeiască a înțelepciunii și a puterii lui Dumnezeu și a iubirii Lui față de oameni. De cealaltă parte, este și o nouă descoperire dumnezeiască a omului față de Dumnezeu, a luptei omului de unire cu El. Nici măcar îngerii nu au cunoscut până unde se va zmeri Dumnezeu și cât de sus se va poate înălța omul. Aceasta însă li s-a descoperit îngerilor prin taina Sfintei Cruci. Iar biserica le-a vestit Sfinților Îngeri. Apostolul grăiește despre aceasta Efesenilor, când spune că începătoriilor și stăpâniilor și domniilor și heruvimilor și tronurilor, cu alte cuvinte, nici măcar căpetenile îngerilor, ierarhiilor cerești nu cunoșteau de plin totul mai înainte. Înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, este tocmai că nu s-a descoperit de plin Sfinților Îngeri de la început, care a rămas deci ascunsă și față de ei și care abia acum prin Sfânta Biserică li se descoperă și lor prin felurite moduri, împrejurări și situații. O, fraților, cele mai mari două minuni pe care le-a lucrat Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru s-au descoperit nouă și sunt facerea lumii și facerea bisericii, care e a doua recreere a lumii, biserica e trupul lui Hristos, noua Adam. În amândouă aceste sfinte lucrări, fraților, omul a fost cel care, la care s-a gândit Dumnezeu mai întâi, căci amândouă din dragostea lui pentru om s-au făcut. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu și Făcătorului nostru, iubitorul de oameni, cu fiecare suflare pe care o tragem în piept, pentru că ne-a creat pe noi, ne-a făcut din nimic și apoi ne-a recreat prin Hristosul Său. Ne-a dat această recreere a lumii care este biserica și ne-a renoit, ne-a realtoit, ne-a întoit din nou în Hristos. O Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ziditorule al nostru cel prea blânde, o Doamne al milostivirilor, fii slăvit, căci numai Ție se cuvine slava, cinstea și puterea, lauda și mulțumirea în vecii vecilor. Amin.